dar numele Tău, Iisus, atot puternic. Dar numele Tău, Iisus, numele Tău, Iisus, ești al meu rece înălțat. Dar numele Tău, Tău, Iisus, atot puternic. La început a fost cuvânt,
Inimile și glasurile cu mâinile într-o rugăciune de laudă. I-am cântat, dar haideți să și lăudăm cu cuvintele noastre. Doamne, înălțăm numele Tău. Te înălțăm pe Tine, Doamne Iisuse. Ești al nostru Rege înălțat, aleluia. Tu ești Domnul vieții. Doamne, Te binecuvântăm, Doamne, Te înălțăm. Doamne, Te onorăm, glorificăm numele Tău. Doamne, și spunem, aleluia, slăvit să fie numele Tău. Aleluia, glorificat să fie numele Tău. Mărire Ție, Iisuse, mărire Ție. Mărire, 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 Doamne. Doamne, cântăm, Doamne, împreună cu îngerii. Glorie Ție, Sfânt, Sfânt ești Tu, Doamne. Sfânt ești Tu, Doamne, glorie Ție. Înălțăm numele Tău, căci ești vrednic să fii înălțat, aleluia. Glorificat să fii Tu, Domnul vieții, care ai biruit moartea, care ai biruit orice putere, care ai biruit orice autoritate, care ai biruit orice putere a vrăjmașului, care ai biruit moartea și ne-a dus viața. Glorificat să fie numele Tău, Iisus. Glorificat să fie numele Tău, Iisus. Aleluia. Glorie Ție, Doamne. Glorie Ție, Doamne. Glorie Ție, glorie Ție, glorie Ție, glorie Ție. Slavă Ție, slavă Ție, slavă Ție, glorie, sfânte, 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 glorie Ție, Iisus, glorie Ție, Iisus, glorie Ție, Iisus, glorie Ție.
pierduți găsesc salvare, dar Tu ești Mântuitor. Ești Iisus Hristos, Mesia, speranța întregilor. Tu ești Cel ce porți pe cap, nu te cunosc. Pentru oameni, pentru oameni ești singurul mijlocitor. Cei pierduți găsesc salvare,
cel care porți scumpul, devingător, biruitor. Tu răstorni orice înălțime, tu dărâmi orice întăritură. Tu ești cel care porți scumpul, devingător, biruitor. Care-i vingător, tu răstorni orice înălțime. Vorbește peste lucrurile din viața ta, el deja a biruit. De vingător, biruitor, tu răstorni orice înălțime. Tu dărâmi orice tăritură, tu ești cel care porți scumpul. Sușim biruința ta asupra lumii, Doamne. Doamne, mărturisim că în tine, cu tine și prin tine suntem mai mult decât biruitori în toate lucrurile din lumea aceasta, Doamne. Doamne, și ne rugăm, Doamne, ca Tu să dai deoparte orice înălțime, Doamne, de la nivelul vieții noastre care se ridică în pătrufa cunoștinței Tale. Te rugăm, Doamne, ca Tu să dărâmi orice zid și orice întăritură prin puterea Duhului Sfânt din viețile noastre. Doamne, în numele Lui Iisus Hristos, te rugăm ca Tu să aduci o izbăvire, Doamne, de plină, să aduci o eliberare de plină, o restaurare totală, pentru că Tu ai biruit, Doamne, Tu ai biruit ca să ne restaurezi. De aceea, Duhule Sfânt, te rog, adu Tu restaurare, Doamne. Doamne, adu Tu, Doamne, liberare, adu Tu, Doamne, izbăvire fiecăruia dintre noi, Doamne, ca să putem să slujim din toată inima, fără teamă, fără frică, Doamne, ci cu o inimă curată, Doamne, ca să putem să mergem, să spunem, Iisus Hristos este Domnul, ca să putem să mergem, să spunem, Iisus Hristos este singurul vindecător, să putem să spunem, singurul Iisus Hristos este singurul eliberator, Iisus Hristos este Domnul. Lucrează, Doamne, în viața noastră prin puterea Duhului Sfânt și dă deoparte, Doamne, din viețile noastre, Doamne. Doamne, încearce noi după voia Ta, Duhule Sfânt, te rog ca Tu să lucrezi în aceste clipe. Duhule Sfânt, te rog ca Tu să mângâi în aceste clipe, Doamne. Duhule Sfânt, mă rog ca Tu să intervii și să cercetezi, Doamne, fiecare inimă, fiecare suflet, Doamne, fiecare conștiință, Doamne, și nimic, Doamne, să nu rămână în întuneric, ci să aduci la lumină, Doamne, să restaurezi, să eliberezi, să vindești, Doamne, ca să ne bucurăm de prezența Ta, Doamne, zi de zi, clipă de clipă, Doamne. Am notim pe stare.
Aș dori să vă îndemn la o rugăciune și am mai vrea să ne rugăm pentru cei care suntem în suferință, fie fizică, fie sufletească. Și aș dori, dacă acea dintre dumneavoastră care cred că au nevoie de o rugăciune, să ridice așa o mână. Și cei care suntem pe lângă cei care au ridicat o mână, să ne rugăm pentru ei. Dacă vrem să ne punem mâna peste ei, Biblia spune că cei care cred în Iisus Hristos își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavi se vor vindeca. Și aș vrea, după ce am cântat această cântare, am avut îndemnul acesta să vă îndemn să faceți această rugăciune. Dacă aveți nevoie de o rugăciune, dacă aveți o suferință în trup, în sufletul dumneavoastră, în viața dumneavoastră, dacă aveți pe cineva care suferă și dacă vreți să aduceți în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, haideți să vă uniți împreună cu noi și doar ridicați o mână și o să ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru că am cântat că Iisus Hristos este refugiul. Am cântat că El este salvarea. Am cântat că El este speranța noastră și, frați și surori, El a venit ca să fie real pentru noi. N-a venit doar să rămână ce a făcut El pe pagina Sfintelor Scripturii, a venit să ne atingă viețile. De aceea vă îndemn. Nu e vorba de noi, e vorba de El. Și vorba de ce a făcut El. A cântat că El a dezbrăcat orice domnie, orice putere. De ce le-a dezbrăcat? Ca noi să putem să fim binecuvântați prin jertfa Lui. De aceea vă îndemn. Vă îndemn. Ridicați o mână și dacă vreți să primiți rugăciune, aveți această îndrăzneală și cei care suntem în jur să ne rugăm pentru acele persoane. Eu să mă rog de aici din față, timp ce o să mai cântăm o cântare, dar îndrăzniți pentru că spune așa aici în cuvântul pe care l-am citit, Domnul este lângă toți cei ce cheamă. Domnul este lângă tine, pentru că tu ești inclus în acest cuvânt toți. Domnul este lângă toți cei ce cheamă. Domnul este lângă tine acum, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima și El împlinește dorințele celor ce se tem de El, laude strigătul și îi scapă. Este o promisiune a lui Dumnezeu și acest cuvânt nu se întoarce la El fără rod. Doamne Tată, îți mulțumim pentru harul Tău. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru răscumpărarea pe care Tu ai câștigat-o la Golgota. Doamne, îți mulțumim, Doamne, pentru vindecarea, Doamne, pe care Tu ne-ai oferit-o prin rânile Tale. Doamne, este scris în Isaia 53 că pedeapsa care ne dă pace a căzut peste Tine. Mă rog, Doamne, în numele Tău, în aceste clipe, Doamne, pentru aceia, Doamne, care nu au pace în inima lor, Doamne, ca Tu să lași pacea Ta în inima lor. Duhule Sfânt, care ești mângâietorul, mângâie Tu, Doamne, acele inimi care n-au pace. Duhule, Doamne Iisuse, Tu care ești Domnul păcii, Doamne Iisuse, Tu care ești Domnul păcii, lasă pacea Ta. După cuvântul care spune, pe care Tu l-ai zis, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu se tulbure inima, nu să nu se înspăimânte. Mă rog, Doamne, pentru acele inimi tulburate și înspăimântate, Doamne, poate de viitor, poate de un necaz, poate de o boală, ca Tu să le dai pace, Doamne. Ca Tu să le dai pace, Fiului Dumnezeu. Tu ai spus, Doamne, că pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste Tine și că rănile Tale suntem vindecați. Ne rugăm, Doamne, pentru aceia care au nevoie de vindecare în trupul lor, Doamne. Ne rugăm, Doamne, să dai Tu o vindecare deplină, Doamne. Doamne, Tu ești Dumnezeul imposibilului, dar ești Dumnezeul nostru, Doamne. Și ce e cu neputința la oameni, e cu putința la Tine, Doamne. De aceea Te rugăm, atinge-Te Tu, Doamne. În numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, ne rugăm, Doamne, ca Tu să îndepărtezi orice boală, Doamne. Orice suferință și orice durere, Doamne. Orice boală de cap, în numele Lui Iisus Hristos, orice durere de cap,
numele lui Iisus Hristos să plece de la orice copil lui Dumnezeu. Numele lui Iisus Hristos, orice boală de oase, de articulații, să plece în numele lui Iisus din Nazaret. Pentru că este scris că în rânile tale suntem vindecați. Luăm acest cuvânt de vindecare, Doamne, și îl rostim, Doamne, că în rânile tale suntem vindecați. Numele lui Iisus din Nazaret. Numele lui Iisus Hristos, orice boală la nivelul minții de peste anxietate. Numele lui Iisus Hristos să fie îndepărtate din viața copilului de Dumnezeu. Numele lui Iisus din Nazaret. Pentru că în rânile tale suntem vindecați. Doamne, Doamne, de intestine, de stomac, Doamne, de sufletul, de rinic, Doamne, Doamne, în numele Tău, Doamne, să pleci de la copiii lui Dumnezeu, pentru că moștenirea noastră, Doamne, ești Tu și vindecarea Ta, Doamne, moștenirea noastră ești Tu și mântuirea Ta, Doamne, moștenirea noastră ești Tu și răscumpărarea Ta, Doamne, în numele Tău ne rugăm și îți mulțumim că Tu lucrezi, aleluia, ne atingem de Tine, Doamne, la hainei tale, Doamne. Doamne, ne atingem, Doamne, și vrem să fim vindecați, Doamne, Duh, suflet și trup, Doamne. Doamne, vrem să fim vindecați și restaurați, Doamne. Vrem să strigăm de bucurie, Doamne. Vrem să mărturisim că Tu ești Domnul care ne vindecă. Doamne, Doamne, îți mulțumim că Tu lucrezi. Să fie nimicită prin puterea jertfei lui Iisus Hristos din Nazaret. Orice nevirea vrăjmașului să fie adusă la suprafață, să fie îndepărtată din viața copilor lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Prin puterea jertfei lui Iisus Hristos, prin puterea jertfei Sângerului lui Iisus Hristos, Doamne, ne atingem de Tine și suntem vindecați. Îți mulțumim că Tu ne atingi, că Tu ne binecuvântezi, că Tu ne restaurezi, că Tu ne întărești, Doamne. Că Tu ne eliberezi, că Tu ne dai o viață nouă și cernică. Mulțumim că Tu faci nouă, Doamne, Doamne, să fiu liber, să nu pot bucura.
prezența sa, El a turnat pacea sa peste ființa mea. Nu-i multe, nu-i multe prea mari, nu-i pustiu prea uscat, nu-i vale prea adâncă, nimic nu-i prea greu, nimic nu-i prea greu, nu-i multe prea mare, nu-i pustiu prea uscat, nu-i vale prea adâncă, nimic nu-i prea greu.
Doamne, vino Tu și ocupă-te de inima noastră, Doamne. Și de cer. Te rugăm, Doamne, Duhul Sfânt. Te rugăm, Doamne, Duhul Sfânt. Te rugăm, Doamne, Duhul Sfânt. Doamne, ești atât de minunat. Ești atât de minunat. Doamne, vrem să fim plini de bucurie, Doamne, la umbra aripilor Tale, Doamne. Vrem să stăm la umbra aripilor Tale, Doamne, și alegem, Doamne, alegem, Doamne, să Te lăsăm să lucrezi în viețile noastre, Doamne. Binecuvântat să fii Tu, Domnul nostru, și Dumnezeu nostru. Îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Doamne, îți mulțumim. Ești vrednic de laudă, Doamne. Doamne, Te binecuvântăm.
Tu ești venit, Domnul meu. Prin tine toate sunt, pentru tine toate sunt. Tu meriți toată gloria, tu ești venit. Tu ești venit, Domnul meu. Tu ești venit, Domnul meu.
așteptăm aici, te așteptăm. Te așteptăm. Te așteptăm. Dorința inimii noastre a fiecăruia în parte.
fie mai presus de orice. ADN-ul, caracteristicile lui Hristos în toată sfârșitoarea lui în viața noastră și să de fiecare dată să confruntăm tot ceea ce nu este acest ADN în viața noastră, să-l dăm la moarte și în numele lui Hristos să lăsăm ca și frumusețea lui să se exprime prin viața noastră în orice fel de mod. Da, Tată, da, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, venim înaintea Ta și te rugăm, Doamne, ca tot ce nu proslăvește numele Tău noi, Doamne, ca orice dar curea, Doamne, toate aceste examene curevoase prin care permit să le treci, Doamne, ne dorim mai presus de orice ADN-ul Tău. Vrem caracterul Tău, Doamne, în toată frumusețea lui să se
Vreau să te laud mai mult ca până acum. Să bat din palme mai tare ca până acum. Ridic mâini mai sus ca până acum. Te iubesc mai mult ca până acum. Sunt liber. Eu sunt liber. Liber. Eu sunt liber. Liber. Da, eu sunt liber. Liber. Sunt liber. Vreau să mă închin mai mult ca până acum. Să ridic mâini mai sus ca până acum. Să te iubesc mai mult ca până acum. Eu vreau să strig mai tare ca până acum. Și vreau să vin înaintea ta, Tată, și să chem prezența ta, fiindcă te dorim pe tine mai mult decât ceea ce tu poți face pentru noi.
fiindcă dorim să stăm cu tine și să mergem cu tine, să-ți auzim glasul mai presus de ceea ce ne trimis să facem, fiindcă tu ne iubești atât de mult și atât de adânc, încât ai dat ce ai avut mai de preț pentru noi, ca nimica să ne poată despărți de tine. Și vrem să trăim în adevărul acesta, vrem să trăim în ceea ce tu ai dat pentru noi, Tată, și mă rog ca să lași Duhul Sfânt ca o persoană lângă noi, să-L cunoaștem și să ne ajut să învățăm să nu-L întristăm, ca să nu plece, să stea cu noi până la capăt, fiindcă tu ai plătit deja prețul și noi suntem liberi și putem să fim liberi în fiecare clipă. Și Tată, vrem să trăim în libertatea ta și nimic mai puțin. Și Iisuse, îți mulțumesc că putem să venim la tine așa cum suntem și să plecăm atât de ușor și atât de liberi, să-ți dăm tot ce-i murdar din noi și să ne dai pacea, harul și dragostea ta la schimb. Și îți mulțumesc că tu nu ne lași, nici când tu nu ne lași, ești cu noi.